salut tuturor! Eu sunt Bianca și ne-am întors iarăși la lucrurile noi pe care le-am făcut pentru păpuși. Ei bine, astăzi chiar se tupă m-a întrebat dacă pot să le prezint așa cum le-am făcut. Și chiar asta am și să fac. La chestiile astea te poți uita și pe canalul Monster High să cauți pe YouTube, ca să nu credeți că o copiez sau ceva de gen. Plus că dacă te uiți așa la ele, îți dai seama cum sunt făcute. Iar blocul de desen este ca un fel de caiet pentru păpuși. Da. Iar acum vă voi explica cum am făcut torturile. Păi am luat trei forme rotunde de diferite forme. Adică mai mare, puțin mai mic și un pic mai mic. Da. Și l-am tras pe un carton mai subțire. Am făcut încă astfel de cercuiețe, parcă 4 sau 3, le-am lipit împreună, am luat o fâșie de carton și l-am lipit de jur împrejur la chestia aia, adică dați să iau asta, geanta lui, pereta, așa și o chestie de asta, să zicem că peste cartonul le-am lipit așa, cartonul, de el și după aia am decupat. Excesul. Și am făcut tot așa până sus. După aceea l-am pictat în roz și aici în galben. Pardon. Iar după aceea am lipit mărgeluțe. Atâta tot. La brățări nu cred că trebuie să vă explic cum l-am făcut, că se vede cum l-am făcut. Adică l-am pus pe un elastic mărgeluțe și după aia l-am înodat și gata. Nu este nimic altceva. Iar dulapurile am luat o cutie de carton, am decupat-o. Am luat de la două cutii, patru de-astea, că fiecare cutie avea câte două de-astea. Am luat de la două cutii cele două de-astea și le-am lipit împreună. După aceea, părțile acestea erau și la fel și pe cutie. Aici sunt două lipite, iar aici tot două lipite. Chestiile astea le-am avut de la capac și sunt tot câte două, la fel și de desubt. Rafturile tot câte două le-am făcut, aș fi putut să le fac și să nu fie câte două, dar am vrut să fac să fie mai rezistent. Și pentru a face chestiile astea am pus carton în mijlocul astea și da. Și da, cam atât. Sper că ai înțeles Kiddle Setup și că ți-am fost de ajutor. Dacă vreți pot să fac un DIY unde să prezint cum faci un de-asta, un dulap. Poate și la tort, nu știu, e mult de lucru până lipești cartoanele astea aici, nu vedeți cum le-am lipit eu. Și da. Ei bine, cam atât pentru astăzi. Acest videoclip a fost făcut pentru Kiddle Setup. Pa, pa!